Bună seara, vrăsmuțitori și ghini venit la altă Moabeti armănească. Azi o avem oaspită, Ani Cășărică. Ani are btc Facultatea de Psihologie și Științe ale Praxii și pe are adrată și studii postuniversitare, tu domenia psihoterapiei, ți-ai și hipnoză clinică. Uh, un chirof de scală, la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Tora este de a mai este și psiholog la sculia numărul 7, tot cu stanța. Și tot nu are, lucrează și tu cabinetul ei, are praxea, are, uh, zătem în cabinetul ei lucrul ei privat, ca psihoterapeut și este lucrul la dară de uh, aproape a uh, și are îngrepsită, are scoasă tu migdani șapte cărți, după un momentul mult uh, greu, după un atac de care v că niciam am dau zboare, dar vedem, putem să învițăm cum putem strițem, peste iahtări uh, momente, ți poate omul dară, ta, si bă cându, tuti, să adară, dar sibă mă ghinii când tu cad uh, în vărliga a lui. Uh, vă ne că niciam de lucru, vă ne de lucrurile de psihoterapeut. Vă întreb niciam în da o lucruri și de hipnoză, dar că pare o temă atât exotică. Vă întreb și de cărțile ți-a riscoat, ți a riscoasă și vă întreb niciam și de uh, lucrurile aici mai lumea armănească, dar ți că are îngrepsită și una uh, carte de poema de pe armânească. Uh, Te-i lucrurile esti, am aștii uh, lucrurile ți o la televizie, eu are una emisiune la Dotto TV, vă întreb pe Ani de aia este va să zburăm azi. Ani, gine finish. Bună seara, gini, va fly. Uh, nu știam, uh, când mi-am minduit de nu știam de alihia cum să s-o acați Este că mi pare mult umșat că ai uh, multi, Zânați, ca să zicem așa, ai multi, mult, la tău e tu multipărță, ai multi fațete, să zicem, profesional, sigur că noi toți și personal, am a profesional, ți, ți pare pare ticiudi. Dar că sunt un multi, multi lucruri dar și poți să te să când ai oare ti tu te ești. Uh, dacă uh, În primul rând, o, o iau așa. Uh, e o mare provocare, tot ți se întâmplă pentru mine. Dacă am zburat în fața sutei de oameni, dacă zburesc la televizor în limba românească, când primim invitația pentru emisiunea asta, îmi dă seama că este una mari provocare. e Pentru că, cum hiu un perfecționist, hiu și un realistă în egală măsură și îmi dă seama că Uh, limba pupăilor uh, uh, nu este uh, punctul meu foarte dacă aș putea să, să zăcoașe. Și mai devreme intri să intrăm în emisii, uh, mi-a dus aminti și îndeți seama, de fapt, că am un în ghilimele scuză uh, bună. Uh, Păpăinia mei, uh, cărora li dedic, a este interviu, uh, muma și uh, papulita. Maia și papu Pacea, trebuie să zic că, ca sib corect, mama era mucană. Mama care mi-a crescut și a cărei nu mă iuport. Și ca să nu se supără că interviul este și pentru ea, cuvintele pe care nu vali știu pe armânea, știi, vali zic pe mucănești. Nu are va fi, vai i tiniesim toți să și, când va simți vă războrți, nu va-l știm. E cu siguranță că va ne îngrepsească și uh, mutritoria noastră tu, uh, tu comentar uh, pe frânza noastră de Facebook, Use dezvârtește Testul Live și care să aibă și ei întrebări, uh, ti uh, îi simt... da, Sigur, îi sim, care să aibă întrebări ti partea uh, profesională, tip partea uh, personală a ta să ne bagă întrebările și care să avem oară, sigura că vă să trițăm și pe Tora, Minduescu cu că cum mult um șat să aminti pe pânie de prota, față să te întreb niciam de soia ta, de tai fata. Diu sunt tu, ți i luași la ei, ți-i poți să ne de ei. Uh, de uh, de 20 de ani, de inghițani, uh, fac parte din soia cășerică, uh, după geunile meu. Uh, Mas mi mă de înapoi către uh, amei, către pupăni, uh, din partea al tata, uh, Papulita, deși lua chima Alexe, dar cum era în inti, și vineau să le facă recensământul, zăsi porecla și așa a rămas Ilita. Nu sunt mulți, mai era o familie în Timișoara, nu mai asti nici acolo. Uh, papuinii din... Uh, Veria Nausa din Grecia, Muma așa cum zăși Mucan era din Laca din Tulcea, iar din partea al Maia și al Papu Pacea, doi din Grecia, Maia din Caterina și Papu din Selia. Paceanii erau mai diviți în așa i iau legătură cu mulți intelectuali de cunoscuți, pictorul Pacea, Stere Gulea, care erau cu surinii cu Papu Pacea și au atât cu doctorii, cum era doctorul Pacea. Da, avem răzătini și știm mult, Papulita îmi povestea, ni povestea, de ori vineam de Custanța, că noi fuțeam și mini și sora mea școala Custanța și aceleași povești permiti le așteptam ca fi oară de câte ori ne adunam cu papu și ne le zicea, erau la fel, dar ana unii plăceau. Că emoția pe care papul ne-o pitrețea, de dea, papul mai mult că și deam cu el în casă, mă că în mine, eram o nică. Și papu mai bună, ninga vreo 20 uh, inghițani. Uh, da, amintirile cu, cu păpănii, cu Maia, cu Pipapu Pacea nu-l cunoscui, murit de tânăr, îl știu doar din uh, permitele uh, a părinților, știu că era un om bun. Uh, așa cum uh, tot în adzăc, când ne turăm la, la rădătină, simțim așa emoția noi, iar mini un de emoții tora, așa că strițem la următoarea întrebare. Așa, asti, mas va te mai întreb un lucru, că le a dus și mai li vrem să te întreb și numai lor de fată. Că faci să și cum, cum Maya, le Maia, Maia era iara de Alteja, yeah. iar Muma era de al Mașala. Mașala. Aici <laughs> că si. Și că i-a dus și că duchim emoția asta, Din uh -huh. ă, îmi pare mult umșa tătățea că o duchi la mulți oaspiți și o duchesc și la mine tot, na? A, putem strite Niham, să zbrăm de tine, tăția că tot va năturnăm. Tu năturlii alte, tot va năturnăm și la ei. <girii> Zâng, cum ți-a lipsești zânatea asta, de psihoterapeut? Uh, păi până uh, să mă aleg -al pe asta, mi-a de scăliț. Plecai de la Hoară și adrai 5 ani de colegiu pedagogic. Lucrai câțiva ani în învățământ cu Cilimea Niniț. Îmi plăcu mm -hmm. mult. După care ai alept și psihologia, când Can nu credea că poate de viitor. Toată lumea zicea medicină, drept, nu mi identificam mini dacă adrai liceul pedagogic, psihologia o adrai 5 ani de zile, mai mult decât o adra oricine la alt liceu obișnuit. Uh, uite, așa luai drumul către psihologie, 4 ani pe vremea mea și după ții BTC uh, facultatea, uh, mi îndreptai către, către psihoterapie. Uh, vrui mai mult decât... Uh, și psiholog vrui să intru tu sufletul omului și să aduc vindicarea tu locurile cele mai adânci, cele mai întunecate. Nu aveai cum să faci lucrul aici, tu doar cu patru ani de psihologie, cum nu ai cum să faci nici ora cu trei ani de psihologie, dar nu voi să zburăți despre ce se întâmplă și cum era cândva. îmi place lucrul cu oamenii, îmi place și când zic că intru tahina la 8 și ies seara la 8 din cabinet, toată lumea îmi întreabă cum. Că în față, cu multă vreari cu multă dăruirii, cu multă, nu știu, cu sufletul, nu-ți dai seama când treați chirolui. Am Cum adari trădi pacienței cliență? Nu știu cum faci. Pacienți, da. Cum adari trădi ei? Să ei ținți minutei? Să istoria cu sincer tu istoria lantă, cum a dar cum... A... Când îl conduc, când îi poftesc să iasă pe cei care sunt un cabinet și poftesc pe lanț de la și să intră înăuntru, până să așează cei care intră, eu neg și mi spel, am rituala meu, neg la baie mi spel pe măi și în intervalul ăsta geam este deschisă în cabinet. După care intru, nu? Într-un și mi-a caz de treabă. Nu am timp între pacienți nici 5 minute. Ama, ai ritualul ăsta să l-ai Da. Da. Wow. Asta e, da, este, este mult că, ți-a cam că fații mental să ai un, cum zic, să zic, să ai bun curățare. Mm -hmm. yeah. și să aibă un sinur Până au aflat un om, de aș înainte cu altul, cu altul om. Uh, care este, uh, ziceam turlia cum abordezi tine un pacient? Care v-a zis că ai uh, mai multe tehnici sigur ați le studiași? Cum uh, mi tehnici la țealii? Ili mi mai mult pe intuiție, pe așa și cum îl iei omul, hine un om la tine nou? Tini, cum abordezi? Îmi dau seama despre țiul doarei doare de când să așează de pe canapea. Lua <laughs> uh, să zburască pe el. Uh, după că uh, până se termină ședința, îl întreb dacă va să-ți vindică, că nu toți vor să-ți vindecă, că e la psiholog și nici că e neglajator. Uh, sunt oameni care e în, uh, din curiozitate, sunt oameni care ien, dar nu sunt convinși că v-aș rezolvă problema, va aș vindică. Și sunt oameni care sunt convinși că după ce intră și se așează în fața mea că v facă ghini. Voi cred că uh, toți oamenii cu care mi intersectai uh, corectăm ni am de 20 de ani, maghini <laughs> de inghițani. Am uh, de Vreo 30 sunt numai în învățământ, că lucrez în învățământ din 1995, uh, <laughs> iar în cabinet uh, piste inghiț. Uh, toți oamenii cu care uh, lucrai, uh, pininga tehnicile, metodele, strategiile terapeutice care sunt folosite din mai multe metode terapeutice, bag un ingredient care nu știu dacă este la îndemâna tuturor, dar pe minimi costă, dar în același timp sunt constant, e vorba de suflet. Fiecare pacient care încalcă pragul cabinetului este un suflet. Mine nu-l ved, adică îi ved sufletul dacă e copil, dacă e cilimean, dacă e bărbat, dacă e miari. Este un suflet. Când o ajungi omul să zică că îl sufletul, calea de înapoi este una lungă. Nu e în oamenii imediat când simt că Că nu este ghinic, că sunt triști, că sunt niham aspărați. Ei în, când sunt deja într-o stare niham în mai avansată. Sunt cazuri care sunt aduși de. înveastă, de uh, soți, de uh, părinți, copii, ci Deci, nu mai sunt capabili să singuri. Și atunci e lucru mult mai mult am noi cum știm când este uh -huh. un chiro normal de, uh -huh. de, de caimu, de caimo, uh -huh. tăția că sfeați ceva mult urât și este normal să doară. Uh -huh. uh, Zbiții țiva, ți fudi să tu bana ta, I, un job, ți lu vrei mult tu, îi ceva, ea sti normal să doară. Uh -huh. Eu știm, eu ia normal și eu știm de cându țiva nu ia stigini și lipsea și scați ajutor. Da. Dacă tristețea, cum zăți la tristeți? Caimol. Dacă caimolul ia sti mai mult de dau stămâni și trecu a este dau stămâni, știi nihii, așa, a rămas, încărcat, zini splânz, nu poți dormi, da, trebuie să ne consulți un specialist. Uh, alți poate da mai puțin de două săptămâni. Eu recunosc că avem momente în viață când, uite, tine înțesești niște uh, exemple, dacă mi-i pe mine, că nu sunt chiar tragice. Adică ne-a zis, mă un job sau chiruși, nu știu, banii, mașina, rata, casa. Uh, da, poți fi trist. Chiar iubirea, dacă te despărțiști de partener, de prieten, de iubit, de soț, două săptămâni, poate și mai mult. Dar dacă uh, simptomele persistă mai mult de două săptămâni, știi, nu mai vrei să te dai în pat din cărvati, nu mai vrei să tragi uh, perdea lua, zină azi, lunina, nu mai vrei să ieși din casă. Deja și într-o zonă, eu ai nevoie de ajutor. Și ai zis, sunt cazurile care nu sunt cele mai grave, dar uh, sunt situații când, uh, ca oricai dintre noi, cum uh, probabil uh, vrei să ajungi la întrebarea și nu știi cum să-mi o, <laughs> să o adresezi, uh, ajungem uh, când chirem un om drag uh, uh, a sufletului și cu caibănămul, da? Uh, Him în doliu. Este obligatoriu Simon doliu. Doliu nu este ușor. Același lucru ne se întâmplă și Ania în urmă cu 8 ani, când uh, închirui soțul, închirui cu chirul. Uh, fu pentru mine la momentul acel a zbitisi lumea. Uh, Ni mi se schimbă calea la 180 de grade. Nu mai vedeam niciun cali, nu mai vedeam niciun lunină, vedeam doar tunel. Nici nu știu dacă era tunel sau era doar negru. Uh, fu un uh, perioadă uh, mult grea pentru, pentru mine și pentru uh, cilimeania mei și nu numai, pentru familia mea, pentru părinți, socrii și așa mai departe. Uh, oricare din uh, noi toți, la un moment dat în viață, trițem prin, prin chiardiri. Nu, nu sti niciun carti, nu i sti niciun specialist în lumea asta, ca i sti pregătească sfat față morții. Când ieni moartea și îți ia un om drag, un om pe care îl vrei, și pe un sen, dar dacă îl știi, te afectează dacă în ea tău și când nu te aștepți, cum fu în cazul a nostru, uh, viața ți se schimbă radical. Așa se întâmplă și în cazul meu. Copiii în urmă cu 8 ani, că tora feata are 25, Mihaela, ficiorul lui are 17 jumate, atunci aveau 17 și 9 ani jumate. Uh, nici nu mai știu ca Dormi durea mai tare, mai mult. Dorul a meu, dorul de el, dorul pe care îl vedeam pe fața cilmeanilor, durerea a mea, a lor, a părinților, era un munti de dureri, un munti de jalii. O să zburesc, cu 8 ani tot zburesc despre dar nu în urmăși. Ea prima dată când zburesc în următi despre uh, tragedia despre caimul jalea pe caimini cu uh, în urmă cu 8 ani și caimii mi-a lăsat una amprentă și pe care va am tută bana, uh, pentru că astfel de pierderi, de, de separări, n-au cum să nu-și lasă amprenta. Poți mi întreba, Alexandra. Ti fați adrare, Ani. ți a adrași, ți a adrat voi, ți-i să că poate să-i ajută oamenii în general tu este. Um, uite, uite, vă zic ți adrai mini și ap de apoi a zic că ți-a dar cu oamenii ca ei în la cabinet și mi-aleg se i ajut să treacă prin Citricui mini. Nu e o rețetă general valabilă, unică la toți. La mini, în momentul în care ni se întâmplă tragedia și nici nu știu când îi reveni la normal, dacă mi întregi. Dar știu că la câteva ore după ții primi vestea, trebuia să zăc la copii. Dacă vestea a fost uh, extrem de dureroasă, uh, pe care uh, ca să li dau vestea la copii, fudizați ori mai uh, dureros. Fata era mare și uh, înțelease imediat că ți va să întâmplă. Fiorul nu fui în stare să-i zic în seara țea, că primi va în jurul orei 22, 22 zați seara. Noaptea, noaptea, bara, da. era da. tunăziu de dumănică. Uh, 30 sumetru, 2016. Deci, cu copiii la biserică, Tahina, el era plecat în voiaj de patru zile, era comandant de vas. Um, și pentru prima dată nu mi sună și nu-i în zuața. Nu-i feci griji, pentru că noaptea din Intipi la Dau mi sună cu video, zburăm, s -avea s să avea să urma streacă canalul de Suez și au piloții să sibă pe și totul era gini. în ziua simți un lucru, nu știu dacă avea legătură sau nu, dar în momentul în care vedeam că trec o sățile și nu, nu primesc niciun vesti de la el, se simțea panica în mine. Încercai să o asun și nu, nu mai răspundea ca la capătul telefonului. Iar la 22-30, un soț de-a lui, ca era și coleg la compania la care lucra, în mi sună când vizuim apelul unde seama că se întâmplă uh, o tragedie, nu că și frânții vărcicior sau rămână, și în zesi, ani sunt în fața porții. Uh, camera mea era la etaj, uh, nu știu cum dipun scările. Uh, când ieșe, era el cu soția lui, muți de durere. Uh, încercam să aflu răspunsul și aflai un răspuns ca mi, mi, mi băgă, în surzenie psihologică. De a contract, contactul meu cu realitatea, schiru, nu știu pentru cât timp, mi trezi Iuva în stradă când era deja sora mea în cu cumnatul meu, nu mai știu prea mult, până când îmi vine copiii în minte. Că ne vine copiii în minte, nu că decât puterii. Uh, puterii de la stere, puterii de la dumiză și ahăt că nu știam ți să caftu. Uh, Pe stradă eu și deam, aveam un soață care uh, uh, și dea la una casă distanță de, de mini, uh, ne asim la ea și îi căftai un pastil. Uh, Să-i dau hitri, ca spus neg, acasă la copii. Acasă fata să avea uh, acțată că se întâmplă ceva cu tati la, la vapor. Îi zăși doar că e vorba de un accident. Uh, nu, nu eram în stare, zic mai mult, dar fața mea zățea tot. Și de-au a început calvarul, Alexandra. Uh, calvar care uh, dură imaginii, de ighiți zăli, pentru că vinirea trupului acasă uh, niloți va timp, abia l-o adusim, dar lua adusim Și începui, dacă poți zăcoașe cu așa, lucru cu mine prima dată, ca să pot să fac lucru cu cilimeni. Uh, aici de doliu este obligatoriu. Nu putem să băgăm durerea supreși. Nu putem să zicem că nu se întâmplă nimic. Însă ufățeam cu porția. Sună într-un fel ca în carte. Dar știam că trebuie să fac așa. Melinam la volan și îmi luam porția de plâns. Nizeam la muncă și înfățeam treaba cât puteam. Dar aici este după perioada de vreo două luni, jumate, trei. Da? Da. Dar nu, dar nu eram în stare din nimic, că, numai că Tunăziu mi-a lăsat răs mealin la volan, că nu mi-a lăsau acasă, aveau grijă să stăteau pe ninga ca o gardă de corp și de trebuie să o iau de la început. Nu știam că este începutul, nu știam cum va hibă, pentru că cred că trebuie să și lucrul aici, bana pe care cu stere, era una bană de poveste. Un povesti poveste pe care minim o vizui la papu și la muma. Papul cu muma, deși erau tricuți de papu de 80 de ani, 70 și, ubușea pe muma pe frunte. Mini când o revenea din voiaj, aveam, nu știu cum zății pe armânea, știi, fluturi în stomac. Aha, după ingheți ani uh, de când mi mărtai, uh, emoțiile aistei minile mine le aveam cu stere. Uh, bă să iau bana de la capăt și să știu că am același destin, o aleg pe asta. Mm. Uh, ți bânai cu stere nu știu dacă mai poți bânezi. Și uh, măcar ună zi din ți bânai cu stere, măcar ună zi să mai buneze în oară. Nu știu dacă cu altcineva, dar Doresc la toată lumea același lucru, măcar unădzu, să simți emoția pe care o simți la prima întâlnire, să o simți și după 20 de ani, după înghețani. Începui munca, travaliul de doliu mi bătea pe umăr, nu neapărat când vreau, Mini, cum înializeam, splâng mașină-mașină, mi mai și pe acasă, și după dar întotdeauna m-aș în camera mea. Copiii aveau voie să-și exprimă suferința, nu zburam despre stere mult. Numai că la un moment dat, ca și pachetul complet al suferinței, a apărut și insomnia. Aha. Deci un rău nu inii singur, inii la pachet. Insomnia, dar când ești insomnii, nu că ai un bilei cu somnul fiziologic, ești insomnii din la durerii. Insomniei... din la dureri și din la gânduri. Uh -huh. Pentru că erau răspunsuri pe care nu le aveam, le, le cuftam, le alăgam, nu le aflam. Și atunci mintea mea era activă constant. Îmi seama că uh, mas nu fac ceva, pot să-mi îmbolnăvesc și transforma insomnia într-o metodă, dacă aș putea, o să o numesc terapeutică. Da? Și mi-a apucat de A, dacă nu puteai dormi, dacă ți-aș să îngrăpsești, să dar ceva o la da. Și după un an de zile, ieșe prima carte, ca o adrai doar pentru copiii mei, ea fost o perioadă și pe piață, ca să numea a fi puternic singura opțiune. Căci în seama că era singura opțiune. În perioada aceea, mama cu tata erau ninga mine și ninga copii și sora mea, cum natul. Că, vestine Alexandra, când zbunea cu chirlu și toate lucrurile negu în taxi, tot sunt ninga Când Când se întâmplă o tragedie, ei sunt. Dar Prima, a doua, a treia zi, după care ușa se închide. Și după ce se închide, a rămâi în cu a Și atunci, a vizui minii țin ți înseamnă a tăi. Știu, poate mulți vă că, ok, bana ne-a fiecare își vede din viața lui. Așa e, dar aveam dacă până atunci aveam așteptări vis-a-vis de soț și prietenii soții piațeră din mulți pțâni, a rămas doar acei care chiar erau soți Ai văzut un nimic de aței ce sunt soți a oamenilor, ți trec pe toți și ți când ești din a unui om ți are așa de cum lipsește sloajuț? Ți si dar, ca tine ca soț, nu ți, se ațaia, ți se față... si fața țăia? Doar și, Alexandra. Doar schi. Uh, nu vreau nimic. Vreau să știu că uh, prin tot soția lui, prin uh, tot soia lui, uh, mine îl aveam pe el. Nu trebuia să facă nimic. Trebuia doar sibă. Uh, Mini consider că tu ți se întâmplă așa trebuie asibă. Când vinim a oa, vinim cu un carte scrisă din zeană. Și dacă la mini scria că trebuie sibă așa, așa trebuie asibă. Și când plecar soții și când poate nu zburărăți trebuia să zburască, Uh, își dea de seama și uh, după un chiro vin și căftari iertarii. Uh, Minii mulțumesc al Dumnezeu că îndea de puterea spot sierp. Și spot sierp și spot uh, snuhiu ca ei. Mi duru. Nu pot să zic că nu mi duru. Nici nu știam ți-mi doari. Ți mi doari mai tare. Uh, lipsa lui moartea lui, durerea mea, durerea lor nu știu cum se numesc, abandonul a, a soților, a poate și a unor rude a, din soi, fură multi. Dar a, la un moment dat îmi seama că tunăziu, că ne-i feata fata, mami, a, dumiză, ni și ni Nu trebuie să dăți sau să-i expliți sau să explicăm nimic nimănui. Fu lecția pe care iudea mea. Și atunci ai dă seama că trebuie smitor doar către mi-ai, smutresc cu lucru cu cabinetul și sneg mai departe. Prefto la caini zeam și la caini nec și asti uh, prefto a meu de suflet, duhovnicul a meu, în zăsi zboarele este. Viața merge mai departe. Bananea din indi. Din noi depinde cum vrem să neagă. Uh, eu nu știu uh, să funcționez decât dacă hiu Așe fui de la mama, așe fui cât bănai cu stere, nici nu știam cum e nu hiu Jumătate uh, din inima mea e departe. E plecată. Uh, dar, eu un păcat că hew, ghini. Poți să mai întreg și alții, um, Te ajută lucrurile? Dați-mi că țara, da. da. haide, dar, îmi uh, Mult. Uh, mult, deși la un moment dat uh, uh, vineau oameni care trițeau prin citri uh, cu că ai, uh, trebuia să li zăc la cilimeania lor că uh, li muri tati sau uh, mama uh, și atunci minii mai bânam un oară povestea mea. Uh, uh -huh. Mai intram un oară în, uh, în zălile ațealii care se întâmplară tu, 30 uh, octombrie 2016 uh, și uite așa e cu ei, mi mai vindecam și minii. Da, uh, lucrul mi-a ajutat mult. Uh, pe nu mintea ocupată, dădeam vindicarii la oameni, primeam vindecarii la mine și îmi dă seama cu anii că uh, nimic din ții feciu, nu știu, poate dacă fățeam mai, mai ahonia, nici nu-i dau seama. Cred că travaliul de doliu, trebuie să aibă timpul al lui. Nu există un timp uh, fix pentru fiecare, pentru noi în partii. Uh, fiecare își ia cătoarii nevoii. Dacă la alți au nevoie de șase mești, la alți au nevoie de naumești, uh, alți poate că un an. Mine au nevoie de mai mult. Uh, nu e una regulă, dar cu mm. cât uh, uh, ulbânezi, travaliu de doliu, cu ahăt reușești uh, să poți mai, mai departe. Mai nu poți să uh, suie epicalea cam așa curtă, dar să treci și Nu are, nu are că te bati pe umăr știtoare din cali și mai ei unoară și mai repeți unoară până înveți lecția. Până, până te doare și termină um, rezervorul acel cu durerea. Da, tora mini zburăs despre stere și pot să zburăs. Primul, primul, an când i prima carte și zburai despre stere, uh, căftam momente de reculegere și pentru stere și pentru mine, că nu eram capabilă să, să Tora pot să o fac. Uh, simt emoția în continuare, dar nu la nivelul, uh, la același nivel. Okay. Și apoi, în fiecare an, uh, uh, alep și să, să scriu, Noaptea că nu durneam, și nu numai noaptea că nu durneam, că e un care are la bază povestea mea, dar cu metode tehnici terapeutici, pe care mini, le aplicai și putui, strec mai departe, și sneg mai departe și uh, se încresc copiii frumos mai departe. Și eu mândră de copiii mei, căci uh, tata termină două facultăți, este al doilea master, iasti uh, uh, câștigător la NASA, e coordonator proiecte NASA, fiorul la fel, cu rezultate extraordinare la la, la școală. Uh, și cred că și stere de acolo, iasti, iasti mândru. Uh, fata? Si uh, fata uh, intră la medicină printre primii, uh, după care renunță la medicină și ne către inginerie și economie. Uh, Stere era inginer la bază. Uh, după care ai uh, un master în, uh, în transporturi, uh, termină fizică și tora iasti la un uh, altă școală postuniversitară pe Uh, modulul Psihopedagogic 1 și 2. Uh, gândea, știi, să rămână probabil în universitate, nu știu, dar el uh, lucrează în continuare în domeniul maritim. Și uh, 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 eu mândră de copiii mei pentru că Crispărul frumos și cred că Didin de Clodi, de, uh, Steali, uh, stereia stii mândru de, de ei. Tu ți tu Denevra. Un una mi doar îmi păru uh, mult înșată și mult optimistă și voi să pistipsesc cu Tine că este delicia. Ține de că și ca imol Văz bițaști. Vă zic că îl treți tot, am un zuă îți Nu iasti uh, fără... Da. Care vă zic că un zuă și un zuă tot tut iasti maghini. Da. Da. Asta este o mult bună și mult optimistă. <laughs> uh... Este foarte uh, ca oamenii să știe că uh, tu te zvindică, trebuie să vrei mm -hmm. și să faci ceva constant, în mod disciplinat, ca să poți să la rezultatul aici. Nu e ușor. Uh, primele uh, primele luni, primii ani poate, după ții murit, nu știam să arăt. Știi cum învițai să arăt din nou? A cumpărai și băgai pe firidă lilici. Și da. când deschideam ochii tahina, vedeam orhidei, erau mov. Uh, În vițai din nou bucuria de la cea mai mică doză la bucuria cea mare. Uh, nu e ușor, dar i -a sti demonstrat pe chealea mea că durerea zduții și a rămâne amintirea, a rămâne uh, partea aceea pe care vrei să păstrezi tu tine. Știi că noi împărțăți în dau. Buni și mai puțin buni în noi, da? ți ar rămâne, ți si la suprafață, ți zveadi, ți hrănim. Dacă vrem schimb ghinii, va hrănim partea cu ghinii. Dacă vrem sim că putem simți și răi după un episod de genul Adică că în inim un caimo avem șansa să ne transformăm în oameni răniți, agudiți da? și în oameni vindicați. Mini voi cred că toți putem să ne vindicăm, trebuie doar să vrem. Uh, tu zise și ideea este de mai multe ori, Ani, și asta îmi pare mult disimasit din noi toți. Tine zisești că uh, Ațel care ți la cabinet uh, poate îți vindică ama îl întreg ma va. A, are oameni care nu vor să, să se vindică cât se nu vor. Uh, da, că uite, vezi, Alexandra, uh, va sună tora un pic uh, neplăcut pentru că ne ascultă, dar uh, unii oameni uh, și bagă un uh, haină de durearii, de frică, de ce vrei tine, da? Ca să obțină ceva. Atenții, afecțiuni, va ținoare. Da? El ini la ghiatul că ini ca să mm. îi confirmă cineva că el are toate lucrurile ați ali, el și le are chiar, dar n-ar va să renunță la ea pentru că mai are și câte un câștig. Mine zburăți de cazurile este legate strict de anxietate și depresie. Aha. Da? Pot, poate să intrau așa atacurile de panic. Da? Li fac ca să-l impresionez sau să îl impresionez pe ea, pe soață, pe Că, că oamenii ăștia nu duchesc cu tu mintea lor că te este. la început nu, dar apoi da, și la un moment dat li exersează că ved că obțin, ți-și doresc, după care nu mai poate să oprească. Apoi, este secret. Că în momentul în care nu mai poți să-i oprească, îi se întâmplă Trebuie să intervină specialist. Că v da haina în patie, dar nu mai poate. Aha, aha. Pentru că orice aha. lucru exersat, bun sau rău, dacă rămâi tu el, nu mai poți să scagi de el. Așa că hai să rămânem tu lucruri buni, că ni faci ghinii. Aesta este una de tu, să apandisile la întrebarea cât se are oameni care s adară dat la terapie și câți se are oameni care nu s-a dat la terapie. asta este un apandisic care are și care nu, nu da. și da. De la un... Ei, nu, da, bă, mai posibil, da. Nu voi să-mi gândesc că sunt uh, colegi care poate nu sunt uh, uh, foarte experimentați sau foarte pregătiți, nu voi să zburăsc despre la dar este, dar e posibil să și este, sau nu ajung ei doi specialistul și pacientul la un numitor comun. Nu sunt Nu sunt disesc. Și dacă nu sunt disesc, să știi că nu ne ați. Dacă pacientul nu îl investește pe specialist cu credință, cu siguranță de sine, nu-i și specialistul nu poți să intre Dacă tine nu vrei să uh, mi lași pe mine să te ajut. Și tine nu cred ți zăc mine ca să faci, ca să poți ieși dintr-o situație de criză sau dintr-un episod de atac de panică, păi n-ai cum să reușești. Tine trebuie să-mi crezi. Lipsaște să bați pista pe omul din India. Mă da. Nu putem să ne băgăm pista pe toată lumea, nu? Care va zic că va să rezonăm, să avem așa un întâlnit. indicat să rezonăm. Că Na, și la orice lucru, da? Cu partenerul, dacă nu rezonezi, ne-a relația. Nu ne-a relația. La lucru, dacă ai un șef cu care nu rezonezi la un moment dat, v-ați dai demisia și v-ați de acolo. Că n-ai cum să ieși cu acolo și stai în tensiuni sau stai în nesiguranță sau cum să funcționezi. În, mai ales în terapia, în psihoterapie, în consilierea psihologică, este foarte important să-l investești pe specialist cu puterea lui de specialist, da? să te -a lași în mâinile lui și să ai credința că el este acel care va te ajută, că el doar te ajută, Alexandra, să ne alea ca să te ducă către ghini. Pentru că el nu te face ghini, nu te ia el și face el în locul tău. El doar ți arată cum să ajungi tine acolo. Știi că ai zvindi cât cel mai uh, în când la terapie? Între cilimeni și adulți? Da. Cilimeani. Știi ce? Okay. Cilimani sunt foarte influențabili și ei cred tot țilizăți. A un caz special în urmă cu mulți ani, la începutul carierei, când un cilimean de șapte ani, cred, șapte sau opt ani, l-a dus ier părinții cu un dosar foarte, foarte gros de investigații medicale. Copilul avea vertij, amețea amețea când zbăga la somn. A avut o experiență neplăcută uh, când era manic, nu intrăm în detalii, ți voi să că este următorul Va traumatizat, ți va traumatiza. Exact. îi uh, dețeam o în fiecare după ce lucra și vizui ca e cauza, aveam o tehnică pe care o adram cu el. Se în tidicul de culcare, îți deschidă firida și zăcă, sfugă amețeala pe firida și se închide firida. Și când închide, amețeala a fugit. Repetă 21 de ori. Timp de 21 de zile și ficiorul nu mai a avut nimic. Pentru că el chiar crezut. E adevărat, noi oamenii mari băgăm cortexul la înaintare și întotdeauna vanizăm pe gândirea concretă palpabilă că -ți, cum spun, adică să lua un psiholog să-i că frica ia-ți pe geamii, păi, dați nebun, nu poate zăcă, da? Numai că mintea noastră subconștientă, noi avem o parte conștientă și o parte subconștientă. Partea ția subconștientă nu face diferența între adevăr și minciună, între imaginație și realitate. Da? Al, 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 i subconștientului ției dai, a ția lucrează el. El nu știe că tine să un cuvânt așa, el o aruca și uh, eu proastă, l-a aruca și așa, dar el știe că tine e proastă. Și la un moment dat, intimat, simți. Da? Și atunci, Iginica, tu ți emitem, tu ți scutem din noi, tu ți zățem, tu ți credințele noastre, al sunt tiparele din înapoi, da? cu care vinim toți din ieț, da? din fricile părinților și -a mai. Dar noi tora mă învițăm. Ține față, Ghini. Zățem afirmații pozitive pentru noi. Ni trezim și să avem recunoștință, să mulțumim ca fitahina, da? Cai va să aibă conexiuni cu divinitatea, cai nu va, cai va să aibă cu cai va el conexiunii. Dar este important să-ți faci un ritual în care tine și împăcat cu tine. Dacă tine și împăcat cu tine, tine și împăcat cu tu, ți ia în jurul tău. Și ma să țină un zni, ma să țină un caimo, poți să-l duci. Nu e ușor. Că nu cred că ea văr că avea că mi-a că în caimo, supărarea, tensiunea, tragedia, mine nu am nicio problemă. Mine he, înseamnă că e mai nebun decât toți. Nu. Dar trebuie să știi, poți să Și așa cum zeteam, cilimenii sunt toți cei care să lasă pe mâna specialistului, ul, pentru că ei au credința istă, și îi zvinde de honia. Adultul are nevoie de mai mult timp. Și alții, nici numai, alții preferă să treacă pe medicații, de exemplu că ei au impresia că dacă servesc cu tratamentul psihiatric, a scapă de simptomul depresiei. A scapă de simptomul depresiei pentru o perioadă cât va ia medicația, dar medicația aceea estompează simptomul depresiei, dar mai estompează și alte simptomi. Că ei nu sunt bolnavi. Dar mă fați prin psihoterapie intervenția și sac mai adânc, adevărat, afli mai multe acolo și s-ar putea sti doară mamult, dar cureți, să doară mai mult. Dacă când vindeți. Poți să vindeți depresia cu psihoterapie din aia mai multe da. ori? Da. 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 În primul rând trebuie să -ți o recunoști ca să o vindeți. Să recunoști și să uh, cât se poate. Tehnica de uh, cognitiv-comportamentale care se aplică în orice schimbare este foarte important. Un cuvânt care este esențial la disciplina. e disciplina. Ca fizu, dat, ți ca ca s să dar ți trebuie pentru ca să ieși tine. De acolo. nu va ieși nici în prima zi, nu va ieși nici în a cincea, poate nu ieși nici în a patra zecea. Dar la un moment dat, când nici nu v-ați dai seama, tine va ieși de acolo. Dar tine să ai credința și să ai dorința. Că de aceea zic mereu că este foarte important să nu știu cum, zăți direct proporțională credința cu dorința. Ea li bă, băgate acolo, daului. Da, fi <fait> uh, uh, vrea rita să mai bați. să da. S și pistea uh, și mirachea asta dar Vrem Așa trebuie um, uh, Vreau să-i întreb, ti depresie, tini, sigur că, mi cu că ei ca fi pacientul, ca fi un cu ți Individual. Tu... individual. Um, da. Am teoretic, ti depresie, a dar mași tehnica de terapie cognitiv-comportamentală, mai <fait> și no, 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 no. no, no. alte no. lucruri. Nu, sunt mai multe lucruri adunate la un loc. Nu poți folosești una singură tehnică sau una singură metodă, deși boala este aceeași, pacientul este individual. Și fiecare pacient, la fiecare pacient lucrează în mod special, individual, în funcție de particularitățile a lui. E. Da, sunt mai multe tehnici terapeutici. terapie, psihoterapie integrativă, psihoterapie sistemică, ericksoniană, pe care mine am specializarea, da, dar te-ai adunati, da? Uh, Se psihoterapia ericksoniană, uh, poți să-ți o zboară ți uh, Are la bază himnoza clinică. Ah, ha, ha. Uh, are la bază himnoza clinică și uh, dacă toată lumea întreabă a, reușești sau uh, adarie himnozul, bați pe om acu și afli tine de tuti. Nu, nu aflu nimic mine. <laughs> mine nu intru ca să aflu, mine intru doar ca să vindic. Uh, himnoza clinică este uh, acea stare de relaxare mai profundă uh, pe care o aplic pacienților după ții cunosc după ți știu istoricul, pentru că este foarte important, ea poate să rezolvă inclusiv probleme de depresie, inclusiv probleme de anxietate, dar Ațialii de anxietate, dacă pacientul este la primele întâlniri și a lui este frică și de umbra lui și meniul bag se intră într-o într, -o, într, -o, într -o hipnotică, el trebuie trebuie și într controlul într controlul din el nu numai că nu va așa lasă controlul de una party, dar va reuși să facă și atac de panică. Hipnoza înseamnă mini să-i povestesc și el să stea relaxat. Iar mini, ca să poți să fac uh, un exercițiu de hipnoză, mini recomand multor pacienți să aibă o perioadă de uh, meditație acasă, ca el să poată să intre în starea de relaxare, fără să-i se pară că este uh, țiva roții se poate întâmpla. Și într-adevăr poți să ajungi la cauza problemei, dar după ce minii cunosc istoricul a lui. Da? Mine aleg un povesti terapeutică, pica iuză cu a lui, în timp ce sta relaxat pe fotoliu sau pe canapea, da? Și el, povestea ți-a la, la, la durerea lui, la subiectul a lui. Sunt pacienți care pot să plâng atunci, sunt pacienți care îi plâng după, sunt pacienți care atunci când ieși din uh, tranșa hipnotică nu-și amintesc mari lucruri, sunt pacienți care și amintesc tot sau sunt pacienți care nu-și amintesc nimic. Uh -huh. Dar asta nu un... înseamnă că nu se rezolvă problema, dar ea se rezolvă în timp. Ama, nu e Știi, mi mintești cu că când ești din afară de tema, de profes, de zânata ta, îți să că poți să te duci la hipnoză când vrei să te lași de iancuniat, când vrei să nu mai ai făcut cigareta. Da, da. poți -i -i treaba, azi. este, dar <gânt> nu se întâmplă și repede minunea. Nu, că no. tine va... no, ca și ar fi foarte simplu. Nu, no, tine trebuie zi îți povestești povestea ta. Când te acâțași, diți te acâțași. Cât că ți nu putut să te și cât ți vrei tora. Și dacă vrei tora, trebuie întâi să faci ordine dinăuntru ca să poți să te alași de țiva din afară. Care v-ați că hipnoza nu este a așa un cu pendulul așa și intri imediat în stare și minute te întreb în no. <laughs> nu ai bani, ești nevainzăți. Nu! Nu ta a Nu, no, Alexandra, nu! Nu, asta clinică, nu. Ea este ună parte de una parte din da, complexă. Da, Extrem de complex. Este că nu, cum ziceai și știi, pacienții cu anxietate nu e asta, toată lumea, hipnoza. Nu. nu, nu dacă nu ești pregătit sau mai sunt pacienți ca ei ză cu, uh, uite, eu vreau uh, hipnoză, mini voi hipnoză, dar uh, nu vă poți mi-bați, că nu va te alas. Păi nici nu e indicat, adică. Păi dacă. He, dar, un nu... un... dar nici nu poți intri pe un teren ușa închisă. Dacă ușa e închisă, poți să în cel mai rău să bați la uși, dar dacă nu-ți deschide, noi nu cum să intri. Mai sunt oameni care intră pigeami, dar mine nu. Avem o întrebare de la Florentina Costea, care zice și care sunt unaima alătusitii minduieri Ciliarii duneaua de aua, anticra de terapia de, de, terapia la psiholog. Și cum poți să alexi te este minduieri. Te una bună sănătate amăduie. Care vă zic că ți se cu oamenii și nu ia stighini. Ți minduiesc cu ei de psiholog și astea le simți. Uh, uh, păi el, uh, mulți dintre, dintre, oameni, nu știu dacă eu chiar mulți, dar o parte din ei clar, uh, încurcă psihologul cu psihiatru și au uh, uh, impresia că mas neagă la psiholog, ei sunt uh, uh, agudiți la cap, da? Și sunt nebuni și ei nu sunt nebuni. Uh, Valizăm doar ahăt. Dacă vor să nu ajungă la psihiatru, ia să să treacă la psiholog. E, care care vă zic că nu e ideul lucru și da. Uh, ați când bilea aia este mai nică. Uh, Nica, o întrebare tot de la Florentina Costea. Care sunt unele mai bune strategii tu alumta cu stresul de lumea uh -huh. modernă? Uh -huh. Mm că putem să adrăm ca fi zuă, uh, stresul. Să adrăm un program pe care respectăm Alexandra Cafizu. Program ca să noi și pentru noi, tu, eu o să avem nu doar relaxare, eu o să avem timp să măcăm, eu o să avem timp să dormim, eu o să avem timp uh, să ne luăm, uite, un cafei și să ne zem și stăm pe o bancă sau să vedem marea, depinde eu și dem că dacă stăm la București, tine, nu vedem marea, dar dacă și dem la Constanța, putem să facem lucrul aici. Eu îi trec pe pacienți să-și ia un ceai ca ai nu bea cafea și să -și așează pe malul lacului sau oriunde, pe o bancă. Da? Să stai tine cu tine să-ți iei timp în care să respiri, să-ți iei timp în care să asculți muzica care îți place. Mine am un ritual, mine mi-a lintahinat o mașină la o oră destul de matinală și ninti îți dau drumul la muzică sau ți-mi place să ascult, îi sunt părinții. Să iau, să știu că sunt ghinii, cum îi sunt și ninti de culcare. E un ritual al meu ca îi starea de ghini. Da? Ca ți vezi, după ți iau bocea al tata, alung o parte din stres, știu că ziua mea Posibil, ziua mea foarte bună. După că ai, mi ascult muzica ca îmi place, până ajung în fața cabinetului. În cabinet îmi fac un ritual al meu, ca să nu mi se pară că stau 12 ore, 10 ore, da? În un loc, eu, -i spațiu, nu știu, încărcat. Uh, îi creez o atmosferă relaxantă, cu muzică de relaxare, cu uh, deși oamenii care poate lucrează la mine, cum fac la mine, dar și la birou poți să-ți bați căștile în urechi dacă vrei să faci lucruri aici, să-ți aprinzi un luminare care îi urzește uh, frumos pe uh, birou, da? Mini fac lucrurile este în cabinet și creez o atmosferă care nu doar pentru pacienții este bună, pentru mine este bună. După ca e adevărat, aua, nu trebuie să facă ca mine. <laughs> nu mă, cu, decât cu pacienții și mai scurt. <laughs> era în paranteze. Asta nu e bine. Nu e nu Asta nu trebuie făcut. Uh, timp pentru puțin sport. Este important să băgăm sportul în lista noastră de priorități. cât se se liberează hormonii de care avem nevoie. Că dacă stăm în birou pe un scaun, pe un fotoliu, în fața calculatorului, mai ales creierul nu primea și nu reușești să eliberează substanțiile hormonii de care avem nevoie ca să ne simțim ghinii, da? să ne temperăm, să nu exagerăm cu supra-solicitarea pe muncă. Da? Nici aua nu trebuie să vorbesc mini prea mult, dar este important. Mini mi fac multe lucruri, dar îmi plac și din mult totii și li fac cu aradă și nu îi se pare că e greu. Voi mai mult timp, de exemplu, ne-ar plăcea să citesc mai mult. Nu ne ajunzi decât să îmbătași dumânica, dar să îmbătași dumânica e ziua să când stau cu copii și mai fățem diverse și atunci prefer să las cărțile și să rămân cu copii. Dar timp în care avem un ordine sau o disciplină, în toți fățem noi ca activitate și pe lista de priorități să avem loc și noi, să nu agreșem să avem loc noi, în care, așa cum zăteam, că îmi beau un ceai, că îmi beau un cafei, că stau efectiv și ascult muzica, că îmi place o melodie, sau mi gândesc pozitiv la țiva, la una reușită, la... Este un exercițiu mental care pe mine îmi ajută să mă eliberez de stres. Nu mai zburăm din meditații pe care putem să fățăm ca fi seară în de culcare, da? o băgăm uh, uh, și intrăm în, în, uh, în relaxul și nu în ultimul rând, că n-am cum să nu cu rugăciunea. Dar ca să poți să ajungi la rugăciune, e stres prin meditații. Uhum, uhum ca să fie uh, comunicarea cu Dumnezeu mai eficient. Uh, vreau să te întreb, cum, cum, gestionezi uh, legătura cu pacientul? Care vă zic, Cum țâni, uh, o o distanță, Niham, care să te ajută și pe tine? Ama... ia obligatoriu. Ia obligatoriu distanța. Mine am o regulă mea imagine, din mai din Hinghițani. Nu zburesc la telefon cu pacienții. O, oh. îți zburesc cu, cu pacienții, ia sti înscris prin mesaj. doar dacă ia sti una situații maxim de criză, că se poate să se întâmple, da, mi sună la 12 noaptea că ia sti pe bloc, de exemplu. Și atunci, dacă mine am telefonul, că de regulă luam din mini, nu am șapte numere de telefon, am unul singur, uh, întotdeauna răspund. Nu există. Însă distanța este din prima întâlnire cu pacientul. Când intră pacientul în cabinet, singurii la cai mi-a plec și dau mâna cu ei, sunt cilimeanii. Uh, cu adulții, distanța este păstrată printr-o mână întinsă perfect. Și doar le arăt, locul pe care trebuie să sta, pe canapea. Este obligatorie pentru că poate crea o dependență. Oricum, o parte din ei ajung dependenți de uh, psiholog cel puțin în o perioadă, mai ales atunci după ții, un episod uh, îndelungat de timp, ei uh, se simțiră rău și, din, uh, unul are intrat în contact cu psihologul, încep să se simtă și vor să rămână tot timpul în contact cu, cu pacient, cu psihologul. Uh, intră natural, nu ni se întâmplă să însară vărcalul sau să intră mai mult pe teren decât ar trebui. Am acum, dar tini când o duchești că omul acasă să sibă prea dependentul de... de, de, Azi de... Zic imediat. Uh, mut ședinții de la săptămână la două săptămâni. Ah. Da. Adică o și-a dar nu... Da. Nu s-a dat o legătură prea apropiată, omul să nu mi că fără tine nu s mai poate. Ia sti mai ghinitor, am apărut. Așa este. Păi nu, că nici nu pot, dacă nu mai, nu mai reușesc să facă față. Păi, trec din o boală toalantă și nu-i cazul. Adicțiile nu sunt grozavi. Că și pentru ți există o explicație. Dependențile. Te adicții, care este exigisea? Tot un... Fațile lipsi, tu Da, și uh, 99% uh, relația cu tata. Cu tata, tata. la adicție, Da. Și singura uh, adicție care nu poate b tora zic, nu prea vindecată și miniliză din prima și a dacă avui un caz acum 25 de ani uh, evit dacă este un uh, un pacient ca ini cu o experiență pe jocurile din noroc este singura dependență care nu poate fi O, câți e? Pentru că pacientul uh, are beneficii directe. Din când în când, da, le are. Aha. Uh -huh. Și dacă el nu înțelege din primele întâlniri, maxim 10, să renunțe la obicei nu mai lucrez cu el. Avui ca ai fiați lucrul aist și, într-adevăr, după 10 ședințe, nu mai ne Dar avui și pacienți ca ai uh, renunțai mini pentru că nu puteau să se lasă din... oară de... Pentru că câte vreo oară mai amintare părează de jocurile mm -hmm. astea. că asta e ifta să ia lucrurile de, de la, zero, de la curchită. Găsești că adicțiile, din aia multe ori, sunt u, de la o problemă cu, uh, cu tati, cu afeni. Mm -hmm. um, problemele cu dada, sunt oh. din aia multe ori. Mai mult, mult, mult mai mult, mult mai adânc. Mult mai dureros. Atinsești și un subiect uh, care nu iasti uh, foarte, foarte ușor și foarte simplu. Uh, când Cilimeanu nu primești de la mamă, iubirea va intra în bană cu un mari handicap. Lipsă iubire de sine. Lipsă vrearii de sine. Iubirea de sine este, dacă vrei temelia ca ai sta la baza personalității noastre. Noi fim sănătoși din punct de vedere emoțional dacă avem iubirea din partea părinților. Păpânii, mă să ne turăm înapoi, Cum zăceau ei, nepoții dorma mai mult ca copii Și pe îi iubea mai mult decât îi iubea pe copiii lor. La noi se schimbară lucrurile. Mine, uite, a voi conferinței, și în conferință, la toate conferințele, părinții mei erau în primele rânduri. Și de fiecare dată, când mulțumesc la început sau la sfârșit, uh, uh, li că în public că iubesc foarte mult. Și pe mama și pe tata. Cred că mini învițai pe a mei, cuvântul te iubesc, expresia te iubesc, uh, uzețeau și ufățeau în felul a lor. Pentru că la rândul a lor o primi Pentru că nu zățea. Cum adică să arăți mai... Cum? Da, Ți nu știi că lui vrem sau că îl iubim, mai ales la noi, la Machidon și mai mult la români. Adică nu, nu exprimăm, arătăm prin fapte Și mulți zic, dar și prin fapte trebuie să arăți, nu... Așa, da. cu zboarele și... Da, dar cred că trebuie să ai zboarele. Yeah, yeah. Trebuie să ai zboarele, trebuie să ai faptele și... iar uh, Ia-l în pe acel pe care îl vrei. Că îți transmiti energia de la una inimă la Lantă și emoția ta are ună putere magică. Să ne vindică. E demonstrat științific nu și față alții mai deștepți în intelea mea. că când Niclu creaște cu să un am ună tu, uh, legătura cu Dada, mm -hmm. cu să nu ducheaști a vreare cât va îi lipsea, crești cu mapțână vrearei de sine, vrearei de, uh, de el isiș. Da. Uh, aesta ți da cam depresie, depresie. Dacă nu, nu tini simți că nu te vru, deși mama poate te vru, dar nu știu să arată, nu, nu zburăm despre cazurile când mama nici nu exista. Acolo e și mai dureros, da? Dar când mama nu ți arătă, înseamnă că tine în capul tău te gândești că nu e bun, că nu meriți, că și -aș... tu din lume, da? Și aia este toți nu urli, ți-i fac, ți sabotează. Dar există un salvare. Iubirea de sine să înveață. Și este mesajul pe care îl scris și în ultima mea carte. Iubirea miracolului din noi are legătură cu iubirea din sine. Iubirea de sine, dacă nu o aveai sau nu o avuși, că nu ți dea din mama, nu transmisi mama, mama te iubea, dar nu știa să o arată. Tinii cu timpul poți să înveți. Iar cei mai mulți dintre noi învițăm iubirea de sine de la copia a noci, atunci când devenim părinți. Da? Când îți dai sufletul pentru el. Dar dacă tini ca mamă nu higienii, copilul nu poate să-i băca în Și uite așa, ne învârtim într-un cerc că totul, totul este foarte ghinilegat legat și băgat la punct. Când vă înțelegem că tutii au rostul lor și că noi avem un rost fiecare pe locul a lui, atât cât ne este dat sim, lucrurile va hiba așezate. Dar e, e greu să intri în contact cu tine. E greu să, intri, să intrăm noi în contact cu noi. Că mai aflăm șațialii, ca -i -i mm. și ați că nu îi plac. în loc să-i băgăm supre și să-i medurăm, mai ghini ghi le luăm în brață, ni le acceptăm și ni le rezolvăm. Asta vreau să-i întreb, ți dar cu părțile a tale, sau hariți, nu sunt așa în uh, Sunt Sunt oameni. Și dacă sunt oameni, înseamnă că trebuie să le accept și să fac din uh, ei, cea mai bună variantă a lor. Cu mine am un principiu ca este la baza personalității a mea, și mi-l uh, aduc aminte pe papu că era un, uh, un bărbat, uh, deși avea aproape 90, papu murit la 97 de ani, pentru că, printre altele, deși era destul de bolnav în tinerețe, uh, avea o disciplină aparte. Micul dejun era mic dejun. Somnul era somn. Uh, numiratul orilor era regula lui. La poartă când și dea, uh, avea o bancă a lui, își băga bastonul și își dădea seama cât ia sticeasul. A, după o După auză. Da. Uh, Dacă învițai de la papu, învițai uh, ordinea este și disciplina cu tine. Papu nu consuma alcool niciodată Papu avea doar un pahar și de archii, pe care îl bea Din când în când la masă Și aveam o regulă foarte interesantă Papu nu s-a așezat mă că cană oară Până nu avea apa și șervetul la masă Noi tineretul În ziua de azi nici nu vedem apa Nici nu ne întrebi trebuie șervetul, mâncăm în picioare Rapid, ahonia, dacă se poarte în mașină Și nu mai contează mm. e, Uite, cred că trebuie să ne Și să învițăm uh, Țin înseamnă să avem grijă din noi, mas ne mutrim de înapoi la noci. Nu, poate nu mai bânăm 97 de ani, dar atât cât bânăm, să-i bânăm frumos. Și dacă avem ună ordine cu noi, avem ună ordine și cu acei din minga noi. Ai uh, avut vâră pacientul de la care învițași tinii multi, uh, Tibana? Înveți de la fiecare pacient. Fiecare pacient pentru mine este o lecție. Uh, în uh, anii aici vizui sute de cazuri de depresie și de anxietate și de tot ce vrei tine, de orice, travaliu de doliu, de fiecare ne-a dus ceva. Îi țin minte pe fiecare în parte. E suficient doar să ne amintim să închid ochii și să ne amintesc. De la fiecare învițai că dacă vrei poți trece mai departe. De la fiecare învițai că avem în noi resurse pe care nu credeam vloară pe li putem accesa. De la fiecare învițai că nu e nici în întâmplător. Nici pacientul acel care îi deschide ușa. El linic cu un scop la mine și mi-a pe mine. De la fiecare. Mai e caz să ți, ți hini tu minti tora mă să te Ți va ți-i ți va greu, ți va... Da, și uite, un uh, caz. Uh, cele mai grele cazuri, cele mai dificile pentru mine, după muristere, fără uh, terapiile de doli. Mm -hmm. uh, toți ce limea că ai avut în cabinet și uh, trebuia să-i dau mini vestea că un dintre părinți nu mai ia era, așa cum zici la început, o experiență pentru mine mai mult decât pentru ei. Dar un caz special, uite, care tot ai în timp ce uh, zburam, uh, e vorba de un uh, tora este iatur. Era la momentul acel student la medicină și uh, vine vini pentru că cu daustă mai în urmă îi muri dada. Uh, nici nu mi gândeam Că poate în șase luni Să reușească Să facă ți alți Fățeau un an. Cred că era uh, În al patrulea an După Muristere sau al cincelea Dacă nu mișel al patrulea, cred că uh, Și împreună cu Ficiorul Ațel uh, Adrai uh, un carte Care se numea Academi uh, Arhitectura sinelui uh, Este un jurnal de terapie pe mini iul ded la ficiorul acel, ca el să facă zilnic niște lucruri, ca s -poată să poată să-și ducă travaliul de doliu dada și să neagă mai departe. În momentul de față, bine, șase luni de zile dură la el terapia, în șase luni de zile era extraordinar de bine, ca să nu zăc foarte bine, era la superlativ, își aduse și sora, era din Galați, își aduse și sora la terapie, care era mai mică, și după doi ani termină uh, medicina și luă în bursă la Lyon în Franța, eu studiaz medicina, cred că pe neurologie, dacă nu Michel. Și urma să facă și psihologia. E un caz special, că țeză, că e special, pentru că terapia de doliu Uh, curățat ca lumea, nu ne a azima meși Dar el, pentru că era, uh, din punct de vedere intelectual, foarte bine pregătit, înțelegea foarte ghini conținutul, el fățea chiar dacă era în genunchi, tu ți-i căfta în mini să facă ca să poată să iasă. Și jurnalul acel de terapie pe care îl a luat dry, uh, și el era personajul principal, e dovada clară că în șasi meși dacă ți țăni el și notezi, tu ți trebuie și faci, tu ți trebuie acolo, poți depășești e, travaliul de dolu cu succes. Deci la el, misticolul Fucă era multu' aplicat, multu' cu disciplină, da, da. mult cu de tine. Da. Că, de zborul uh, intelectual a chicăsea, cât e vreoară, nu te mm -hmm. Știi când ești prea mult intelectual. încurcă da, da. Te te mult. De cele mai multe ori, din cheia, adică. Mm -hmm. Da? Pentru că cu cât uh, bați cortexul la înaintare și gândim mai mult și despicăm oațelul lui în patru înzații, uh, cu atât ne învârtim. Ne învârtim, ne învârtim, ne învârtim și într-un cerc. Doar încercăm, doar fim doar acolo. Da? În momentul uh, aceea este și expresia acei sărași cu duhul. Uh, pentru că cu cât știi mai puțin cu atât dar mai mult. Ui, e de bună. Dar există și situații mai speciale, cum iasti cazul a ăștiui, că uh, uh, el știa că trebuie, că nu-și permitea să nu hibă ghinii cât mai ahonia, că avea și o soră mai mică și un tată care era într-o depresie majoră după ținul Și atunci era singurul capabil care gestionează întreaga situație care era în jurul lui. Avea, avea m uh, de motivația, m -ul... Uh, axia ta să poată slădare. Avea și puterea slădare și da. a avut și da. Trinți că vrei toți uh, să ajungi la un, un, rezultat bun cu pacientul cât ca agonia. că nu vrei să-l ține omul ani de la tine. A, da, Ai... dacă îmi dau seama că uh, el face eforturi dar ritmul lui este un lent, nu mi deranjează și continuăm terapia. Dacă nu faci eforturi și ritmul lui este un lent, el înseamnă că nu-și dorea, știi, și atunci ți-a mini întrerup terapia. Dar să știi, Alexandra, un mic secret, nu prea se întâmplă treaba asta. <laughs> Pentru că li zăg de la început. Că dacă nu fac, țin locul ocupat, la mini nu prea e loc în agenda. Și atunci nu pot să lucrez cu cineva cu care nu va să-ți facă ghini și să așteaptă oameni, poate una stămână, dau trei, ca să-și rezolvă problema și el să-i în locul ocupat. Degeaba. Da, <gântu -i> Dar e un psiholog mai atipic, așa. <gântu -i> ți aste frică vă de să lucrurile mult în dreptul, mult dur, da, no, știi? No, nu, nu, no, nu, no, nu, no, nu, și mi-asum, I-asum și Lizac din la început. Mm -hmm. Adică, n-aștept să treacă 5-10 ședințe. Lizac, uite, eu îmi de seama că e vorba despre aia asta, sfățem mai sau nu. zăc din prima. După prima ședință, nu. În a doua ședință, da. Mm -hmm. Unii sunt impresionați plăcut, alții nu, alții surprinși. Dar cine ca alea zi sină să lucrează uh, Cu mine în terapie uh, Mie nu au avut Niciodată niciună reclamă pe nicăieri Reclama mea uh, Fu uh, de la oameni, din gura lor Câte alți și rezultatii li, uh, Fură pe măsură că Nu ne se întâmplă Să am pauză niciodată la cabinet Atunci Vă recazi, să că tine i-a Tot copusul și omul a drătut tot copusul Și nu vă ieși a, avut. -a... Nu. Ok. Nu. 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 Poate că nu ajungi la uh, nivelul la care uh, mi aștepta mini sau poate să așteptă el, dar ajungi la un nivel uh, mult bun, da. Comparativ cu acel la care uh, era când vine la mini. Da. Dar, în general, oamenii mini uh, uh, prelungesc și uh, iau pauze foarte lungi când ved că omul ia stighini, îl ved odată pe lună, îl ved o oară la trei mești, la patru mești, la cinci mești, la un moment dat, când are el nevoie, mi cafcă. Ișem e ușor din terapie, da. Da, dar să nu hibă din mm -hmm. oară, hibă de năsiți, da. am cam a, cam mm -hmm. Eu vreau să te întreb, Nihiam, știi, alantii lucrurile la dar, dacă tema cu terapia este mult interesantă. Zing în dau zboară și de emisiunea ta. Ai o emisiune uh, cu oameni pe care îi întreb de istorile lor. Am avut să zic tinii mai Eu pot să văd oamenii cum îi este numai și care este polul. Emisiunea vine ca o provocare, la fel cum vine interviul cu, cu voi. <laughs> uh... Este una televiziunii uh, nou în Constanța, singura de fapt în Constanța, că alantii sunt sucursalii uh, ale televiziunilor din, uh, din capitală, uh, la Doto TV. Uh, emisiunea poartă numai de povești, de poveste. Uh, eu chiar sunt povești. Uh, dacă primele dau trei emisiuni, poate că emoțiile mele nu neapărat că fură neașteptate, dar Uh, încercam să controlez și cu cât controlezi Alexandra cu atât nu mai hitini în ecuație în general, noi oamenii uh, și mi se părea provocator, dar în același timp uh, puțin încorsetată și stresată în sensul că trebuia să am o listă de întrebări și să urmăresc întrebările și personajul din față să îi doar ții între mine. Până la treia emisiune, când a lăsat deoparte <laughs> lista cu întrebări și uh, mi gândit că e un cabinet. Mm -hmm. uh, și oamenii care vin la povești de poveste, vin cu povestea lor, ca întotdeauna ea sti de poveste, și uh, transmit mai mult decât cunoaștere, mai mult decât știință, mai mult decât uh, nu știu, lucruri care poate sunt materiale, nici nu-i dau seama, Transmit emoția Că ai ajuns dincolo de uh, Ecrane și dacă voi ți În seara asta uh, Știu că poate sunt și oameni care uh, vă că, că ok uh, specialist specialist Dar cu armănea știi Recunosc că și pentru muma Că era mucană Dar voi cred că noi armănii Nu fim cârcotași Și că dacă este și v-ați să transmit Este emoția pe care vrei să o transmit Și sper să ajungă din de ecrane la tuți armânia anoci și nu numai, că să știi că mă ne ascultă și că ai nu sunt armâni. <laughs> Știu că au avut și, și oaspiți oaspeți armâni la emisia ta. Linkurile, cât, cât mai multe dintre emisiunile ți le-au avut, sunt sub frânza noastră. Li bagă uh, Maria, soția mea, Tora, li bagă sub, uh, live, ca te cei care vor să mă la emisiile tale. câte uh, cât e să ai și armâni și cât ce întreg tot n-aș a nu am cum să nu am încă. Identitatea mea trebuie să și în fața mea, nu? Uh, și uh, armânii dus că e fur uh, invitați până ora, că nu se termină, că doar chimala, uh, uh, nu avem decât un an cu, cu emisia asta, uh, Sunt oameni uh, de colecții, doamna Chira Iorgoveanu, pe care o salut și -o iubesc și ștora când povestesc despre am emoții cum a voi în emisiune, că nu ea ușor lucru să ai doamna poeziei armânești în platou. E senzațională, doamna. Iar cu Toma Ienache, regizor, actor, iar uh, fără cuvinte, e, e fără cuvinte, toți oamenii, toți oamenii, dicaivați să spun, sunt fără cuvinte, nu mai pot să zic, numai lor și restul, <laughs> ini de la sine. Am uh, un actor, uh, Custanța, uh, care îl vizui din mai multe ori, îi că vai fac abonamente la noi, că este un actor de comedie, Hari Gromoșteanu, uh, care de fiecare dată inii și povestea, știi, că un banc... Uh, de armânie și a ței colegii din emisii în zăc la un moment dat, Ani, te rog, poate jignește. Nu, 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 Noi, nouă ne place să vorbim despre a români nu contează sub ce formă, chiar dacă ne, ba bancurile sunt disgârciți, de, uh, de, le, le îndrăzem în așa fel încât nu deranjem uh, dar, uh, așa cum zăcștora, uh, voi cred că oamenii care ne urmăresc uh, ved mai departe de uh, micile uh, dezacorduri, greșeli, uh, cuvânt traduse uh, e mai mult decât o Niște oameni de colecție, de excepție, pe care și abia aștept să-i mai ved și reved un studio, să i povestească ca o povești de poveste. A, așa este, și așa uh, și știu că l avut și, și, Costin Dămășaru, știu că... Da, Costin este... După ce vezi câteva secvențe, scuze mi Alexandra, cu Costin uh, la una din uh, interviurile voastre, îi dă seama că poți eu uh, chiar de succes în emisiunea voastră, pentru că uh, bă, Costin cu mai mult decât vorbi mini, pentru că nu nimerea cuvintele în armânea, știi, nici mini nu, dar mini le luai din limba română în memoria momi. Da? Nu are ceva, este ca un de de exercițiu, de, de, de duchim. Să noi toți, ta să ne dăm cali să, să zburăm armâneaști prota de cum putem și după aia cât camaghinii ca fioare, cât camaghinii și cât camaghinii. Așa că așa este este un de, de la nostru. <lătate> um, Vreau să te întreb, îmi dau zboară și de cărțile, ți le-ai îngrăpsite. m vrei să ne care sunt uialii și îmi dau zboară de Uh, S-au uh, șapte cărți în opt ani. Uh, prima a fost uh, în 2017, uh, la un an după ce uh, se întâmplă cu stere. Uh, Titlul este A fi puternic singura opțiune. Îmi seama că era chiar singura opțiune și atunci a trebuia să dar un carticai, ufești mai mult pentru copiii mei. Eu îi explicai. Uh, povestea frumoasă dintre mine și dintre mine și stere dar și ca îi spură primii pași fapt în dol. În primul an. Al doilea an a volumul de poezii în armânește. Așa cum zăsir la lansarea de carte încă în dorul dorlu pe limba mea. A simți, mini mai cochetai, dacă poți zic, și cu scriere armănești în perioada când eram în liceu, în colegiu, 1991-92, cam până în 95. A apărut câteva din, din poezii tu, revista Bana Armânească, la momentul acel, nu mai știu dacă e astiștora. ora. așa cum ziceam, în 2017, Dor Divreari, adunatii poeziile pe care le-ai scris un an de zări atunci când nu puteam zi În anul următor un altă carte răsăritul de după apus întotdeauna i și soarele după ții vimt sau furtună. După ții adrai răsăritul, mai feci una carte care era mai mult un îndemn și anume Uh, nu, mint, Adrai uh, Arta de a Trăi Frumos. Apoi Adrai un carti ca Iasti, un îndemn și să uh, se Fă din viața ta o artă, Arta de a fi bine, pentru că luptai în anii aici și trăiesc frumos și schiughini și zved răsăritul de după apus. Uh, după cai, așa cum zăteam uh, uh, mai devreme, avui... Uh, cazul cu uh, ficiorul care era student la medicină și adrai uh, uh, cartea care era, de fapt, un jurnal de terapii, ți se știi, Arhitectura Sinelui și uh, ultima carte pe care o uh, uh, dar uh, nu e ultima, <laughs> Că, lucru, mai avem ceva și uh, se numește Iubirea Miracolului din noi, îi zburăm despre vrearea de sine, pe care punctăm mai devreme și mai voi spune-ți, în anul în care adrai uh, cartea ca este un îndemn, uh, fă din viața ta o artă, arta de a fi bine, cu anul în care adrai, uh, tot în memoria al un uh, un academie care uh, se numește Academia Sinelui. Este o platformă interdisciplinară, e o conferinții, seminarii, eu uh, fești lansările de carti și nu numai, eu sunt sălile pline de oameni și uh, nu doar să uh, transmitem țiva, ții, la final, uh, când s înalță și fug acasă, o uh, parte din ei se a vindicată. Oh, e un scop mare. Multu mare. Uh, multe tihi să aveți cu Haristo. Bine lui, tata, că ea stia în sti anghii, cât cam amulti, am multe, zicem, materiale și informații din noi toți, că cum ghinii zisești, va ști ca fi unde noi ghinii și un chiro nu a hât bun. Și când ghinii chirolul mă abțin bun, fații să ai pe tistea drupășță Cât cam am multe, soț, taif, zicem, o tati, ti care e este un mirachi, să ai mai multe lucruri să te ajută streți treci peste chirolul cam a zori. Este cu tii Mi-ar că ca ai optimismul ăsta. mi-ar niari multă hari. M-a spus că vezi a cazuri și mi-a să știi că 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 pistii tu Și mi îți cu ca și sigura și asti. Alexandra, să ne luăm și gunea de victimă și ne plinzem din el. Noi armânii oricum avem avem așa în coloana vertebrală țiva ca inițării foarte drept. Știi că noi, din păpăni, faptul că ei erau mutați, de deaua clot, trăiau în condiții greali, bânau tupădurii, măcau nuci, nu știu, mai nimic nu s-a lăsat. Cât se ne lăsăm noi. Mm. Și mai ales, Tora, când avem toate oportunitățile la cicioare. Când putem sfățăm, țeanocii nici nu înghesau. Știi, mi-aduc aminti că povestea papul că măcau și uneori îl vedeam și pe el că măcă. Era pâinea ația dinicată. Nu știu dacă știu să-i explic. Uh, mirosul, zamă, nu știu cum se numea. Uh, tu, apă caldă, băgau uh, pânii uh, mai uscată și caș. Nu, nu ne amintesc dacă mă cam, dar ne amintesc mirosul. Mm. Ei bănau așa. Noi avem șfazani. și fazani. Și tine avem. Și-mi total nemulțumiți. Și atunci te întreb, păi, cum facem diferența? Le avem pituti și nu avem ceva. Și ei nu aveau ceva și le aveau pituti. Nu vrem noi să vedem cum e astăzi, nu avem ceva, dar să avem liniștea Și ca să avem liniștea trebuie să facem ordine. Și nu doar ună ca fi zoom. Ce asta să Bați pe aradă lucrurile înăuntru să rădăpsește, ți zic zică concret. Să hi uh, împăcat cu tine. Mas hi împăcat cu tine. Hi împăcat cu toți în pininga tine. Mas nu știu, si oamenii în gatini. uite că se poate întâmpla, da? Si tăi și să nu cu mama, cu tata. Am, nu știu, cu soacra, cu socru. Am un sfat pentru toți dacă a terapeut, dacă nu vor altfel. Uh, nu se știe dacă tahina trezești sau ti trezești. Și este, este mai mult decât important ca fiecare zi în parte să o tratăm ca și când este ultima a noastră, a lor. Fățem toți țănii din noi. Să nu avem așteptări la lanț. Să noi către părinți, dacă ei nu pot zină către noi. Nici nu trebuie zină către noi. Să noi către copii și vă zis, păi, ne și către părinți și către copii. Că ai vali se deschidă toate drumurile. Împăcarea este de cai zățeam, sim împăcați cu noi, are legătură cu împăcarea cu alanți. Mini mas nu hiu ghinii cu mini, mi nu poți hiu ghinii cu can, din mini. Dacă nu hiu ghinii cu mama, nu va hiu ghinii cu vârf. Relația cu mama e relația cu alanț, cu toți din jurul meu. Și atunci, și atunci mini trebuie să fac pasul aici. păi și da, da, nu greși mini. Dar nici nu contează că îi greșești. Dacă tini nu greși și greși cineva din gatini, nu contează dacă părinți, prieteni, soț, nu contează. Și ne aștepți zi în el. Știți, vezi numai ei. Cum poți duți mantaua? Cum v-ați zis? Oh, păi și acum ce fac? Ți-a Cum fac? Uite, poate vrei să-mi întreg dacă îți citi gândul. <laughs> am dreptate, nu? <laughs> uh, nu am ți să-i reproșez cu stere. Până în ultimul moment îi zeci că din multul voi. Și în că din mult mi-va. Și dacă este un împăcare a oa, contează și cântărea foarte mult. Nu fură oameni Că ai poate să supărară pe mine Că ai poate mi-i supărai pe ei Dar întotdeauna Minii și așcătă ei Nu aștipta zină ei Iar atunci când chiar greșiră ei Și mine și o deoparte Nu mai fești nimic Tu-ți vine rând și-și căftar iertare Dar nu putui siu ca ei Și nici nu voi siu Ca oamenii caițând Supărarea Nu știu cum să zice nu, e o haină prea grea pentru mine. Știți ce se întâmplă, Alexandra, în momentul în care adunăm neiertarea? Neiertarea este cea mai mare toxină pe care poate suțănă sufletul nostru. Știi cât se îmbolnăvesc organele și ajungem să tot felul de boli și mai ales tumorile ați canceroase? Pentru că atunci când nu ierți, în corp produți un acid. Mediul la acid atacă cel mai sensibil organ. Și așa apare boala. Și când mine îi zăg la pacienți: împacă cu soacră ta, cu maicăta, ta, cu sora, cu cine ești tu acum. Și ei zic: nu pot, nu pot, că nu pot să uit. A, ok atunci. Deci, dacă vrei să te îmbolnăvești, asta e alegerea noastră. Poate că sună într-un fel, poate că zici ok, dar nu, eu pregătit. Nu, în ritmul tău trebuie. Aștepți, aștepți, alași, vezi, cântărești, ți chiar și ți câștig. A, chiar din orgoliu? Ok, nu am nevoie de el. Voi zbâneți în liniște. Liniștea nu are legătură cu orgoliu. Sinele nu are legătură cu ego. Dacă voi să arăt că mine am dreptate. Știi cum zicea părintele Arsenie Papacioca că era tu de Și asta a mormântat la Techerion. Pacea este de patru ori mai mari ca dreptatea. Ți ales să ai dreptate sau să ai pace? E, este o multo mult ahândoasă cu care uh, cu că fații să rămânem. Și Maxus a tora că ne apropiem de, de bitisita a mi cu că ghinădrași că trebuie să-și să concluzii ca un minduiari că ună Vas, tot n-ați, băgăm, tu ziga ți asti ți angra îngreacat mai mult tu, uh, Sihia, Irina, i să-ți am să știi că ai uh, tine îndreptate, că tine ai dichi. Uh, tu, BTC, tă, voi să bag și ața, ața treile le treilea întrebări, le-aș le băgăm la toți oaspeții a noștri. Uh, Prota întrebare este, m i dai vreo zbor, ar cu ținei mai multe țări, Hari? Păi ca în ritm cu tine, zborul ca Hari harii s-a cheamă vreari. Vreari de sine, vreari de tine, vreari de noi, vreari de anoci, schimb vreari. Asta e vără măcarea ar mânească, mai mult țari țarii hari. Uh, cu măcarea uh, trebuie să fiu foarte sinceră. Uh, mini nu gătesc pentru că nu am timp, nu pentru că hiu pirifană, nici nu știu dacă hiu una bucătărea foarte bună, că nu mi uh, căutai de-a lungul timpului, dar uh, fac una pită uh, și învițai să fac pită pentru că îi plăcea al stere și de fiecare dată când venea din voia și făceam pită, doar îi place al dimi și faca lui, nu foarte des, că uh, dimi că mami este foarte obosită și că ni sâmbătă și ca liberă stăm că ți făcem pită. Dar știu să fac pita uh, uh, cu praș, uh, cu foilea țialii tensii. Uh, învițai de la mama, ca îi înviță de la muma, ca era uh, mucană, dar făcea mai mult decât ar uneori. Uh, pita, pita, cu... Praș, ca nu mai mult de o bucățică, că la 50 de ani, Adriana, Alexandra, mă mai cu măsură. Tu tu duchești. Vezi cum e. Da, da, mereu. Îmi place. Asta da. e vor cântic, mânesc cu tine mai multe țări. hare, i vor poezii. Am de toate. Am și cântiți, am și poezii. Cântițiile, tot îmi plac la noi este un obicei sâmbătă dumânica când că ni trezim și ni pregătim de cafea, să din muzica pe YouTube, pe televizor, în living, și dăm cu toți și ni bem cafea. Uite, poate o să vă ciudat, dar îmi place în mod special și ascultăm -o cât putem noi de mult. Părintească adămândare. Da, în mod special cântată de Tudor Gheorghe la concerte. O ai avzătă? De, de Tudor Gheorghe cântată, nu. De Tudor Gheorghe? Uite, și când zisești și uh, <coughs> să o asculți, că ea stia alții, va Tudor Gheorghe la concerte transmite mai mult decât uh, cânticul. Uh, când de poezii, nu va zăcună poezie de-a mea. Dar vă zic cât vă ne dintr o poezie care pe care uciti când eram acum 30 de ani în spate. Se numește Papu Șmaia Tulivadi. Nu știu dacă este autor Hristu Crândoveanu sau alt autor. Vă zic doar că tu ne amintesc. Tulivade sub a umbră. Papu Șmaia sta de zbor cu aduți râmșate -mi amintii, dit mut lunga bana lor. Papuș nu miră cu aradă, cum buloile picioară și nu mai știu. Vai, și v-am să vă să știți astea, a curia poezia, să ne lăsați un comentariu. <laughs> Mie nu știu, nu știu eu a Am mai este de una curhită multă mșată. De Dacă pupănii. începem cu pupănii, trebuie să bitisim tot cu ei. Așa este. Fații uh, să, să bitim a forhim, Așa este. <laughs> Ani, fă harauă, să, să zburăm de adun de toti temele este și mini armân uh, cu un idei îți mersi multu. Ideea ta când o Xana învița și haraua, de la haraua ți-a nică. Să mă trebuie să uh, chit lelicele tu, tu firidă. Să, asta, dar Sfați loc ti harawa nică, ta zine și dapoi și haraua mare, că lipsește să înveți iară, după, după unul taxirati. Și a armaș cu ideea asta, tăția că îmi pare mult umșată și că nu him uh, să ne minduim, uh, uh, când ne minduim la harau, nu ne minduim că lipsește să înveți, i succesan în ne minduim că o știm și că o no. și că nu știi cum să iei înapoi. Am și a... că îi gândești că nu mai uie ca în oară, poți să iei. O după ți treați o perioadă în care Uh, tihia să aștearnă sufletul tău. Așa este. Haristonica Noară. are că... Aristo, bubaș zi. și tu asti imagine zină la voi. Așa este vă toți Știm mutritoria noastră și le hristusim și lor că nu mutrire nici joy joi și joia care va zină, va ne vedem iara, cu altă mobeti și cu altă oaspi și să aveți toți în săramșat.